că am crezut că e doar pentru alții, că am crezut că nu se poate și uite, dacă îți dorești cu adevărat. Sunt lucruri în Arad, se fac lucruri mai mici, dar bune și sperăm să iasă din tipare. Da, e un proiect personal, un proiect vulnerabil, greu, se numește Hamas, că avem nevoie și de ploi și de toate astea, nu suntem la Hollywood să ducem cisterne cu apă, să-mi urmăresc visul. Am scăzut din punct de vedere financiar la o treime din ce câștigam până atunci. Dar eu întotdeauna mi-am promis că o să rămân sincer și autentic cu ceea ce vreau să fac. Bun venit la un nou episod al podcastului nostru. Astăzi avem un invitat special, un adevărat expert în lumea audiovizualului, un scenarist, regizor, om de radio și recent un voice-over artist în diferite proiecte și animații. Bine ai venit, Ovi, la noi! Mulțumesc tare mult, Miruna, mă bucur că sunt aici și sunt tare mândru de tine să te văd că faci chestia asta. Bravo, felicitări! Mulțumesc frumos! Și felicitări pentru studio, pentru tot ce am găsit aici, oameni faini. Mulțumim frumos! Ce cu faci? Drag. Cum ești? Sunt foarte bine, mă bucur că sunt aici cu tine și cu podcastul vostru, să zic așa. Sunt bine, mă știi, pe alergare, pe multe lucruri de făcut și sunt bucuros că, uite, putem să discutăm, putem să împărtășim chestiuni ce țin de proiectele noastre, de viața noastră, de ce mai facem noi, vorba aceea. Spune-ne, cum ai ajuns să te implici în această lume? E complicat. Din totdeauna, oarecum, mi-am dorit să fiu implicat în tot ce înseamnă media sau audio-vizual, însă drumul n-a fost întotdeauna ușor. Hai să zic o chestie, nu știu cine a tot zis-o, dar și-au atribuit de-a lungul vremii mai mulți vorba asta. Ultimul pe care l-am auzit spunând vorba asta este Tom Hiddleston, celebru actor care îl interpretează pe Loki, pe personajul ăsta din Marvel, și spunea că toți avem două vieți și a doua începe când realizezi că ai de fapt doar una. Și eu am realizat târziu că am o singură viață și atunci mi-am dat seama că de fapt a început a doua viață, a mea, concentrat și focalizat pe ceea ce îmi doresc să fac. Deci destul de târziu, însă mi-am dorit dintotdeauna. Îmi țin minte și acum primele probe pe care le-am dat la radio și țin minte și acum că mi s-a oferit un pahar cu apă la început și a zis nu vrei un pahar cu apă, că de obicei li se uscă gâtul celor, și am zis na, mulțumesc mult. Am dat de gard și n-am luat proba aceea. După un an de zile s-a evit ocazia din nou să particip tot așa la o probă, tot la același post de radio, ca să vezi ironia sorții, și atunci m-am organizat foarte bine și mi-am învins orice emoție și atunci a început parcursul meu, practic, prin 2014, am început la Joy FM, la Radio Joy FM în Arad, și de acolo a început aventura asta. Mi-a plăcut tot mai mult, am trecut și pe la radio și TV Arad, apoi și, sigur, mergând ușor și tranziționând spre tot ce înseamnă voce și reclame, și am ajuns de câțiva ani să fac chiar ceea ce îmi place și să urmăresc visul sau unul dintre ele, aceea de a fi voice-over artist. Știu că e un termen așa la modă, da. Însă întotdeauna mi-a plăcut să mă joc cu vocea, știi, și să construiesc diferite personaje și da, de câțiva ani chiar am tot felul de proiecte de voce în limba română, dar și în engleză pentru anumite animații, chiar internaționale, și mă bucur de asta. Și uite, după aceea, sau de ani de zile începând, am început să scriu și scenarii și am intrat oarecum așa pe cont propriu și cu bune și cu rele în lumea asta nebună a industriei filmului, așa, în limitele bunului simț, nu atât de departe încă. Da, dar deci cam asta a fost tranziția mea. Întotdeauna am fost pasionat de lucrurile astea, întotdeauna mi-am dorit să le fac, dar am întârziat, crezând că am mai multe vieți, vorba aceea, știi? Și am trecut prin tot felul de domenii care n-aveau nicio treabă cu mine, deci am ajuns și acolo. Care ar fi? Nu pot să le înșir acum, dar sunt foarte multe, de la a lucra în transportul, de la agent de vânzări, de la
A lucrat chiar într-o fabrică la un moment dat. Deci am făcut tot felul de lucruri care n-aveau nicio legătură cu personalitatea mea sau cu talentele. Dar probabil te-au ajutat, nu? Ai avut ceva de învățat. Au contribuit totuși la un gram de depresie pe care l-aveam atunci când mergeam la muncă. Da, probabil că au contribuit la formarea mea integrală. Însă, da, am și acum un regret că nu am început mai devreme. Mai devreme, da, pe drumul tău. Pe drumul meu, da. Că am crezut că e doar pentru alții, că am crezut că nu se poate și uite, dacă îți dorești cu adevărat, dacă ai puțină înțelepciune să-ți aduni și oamenii alături de care poți să faci lucruri de genul acesta, poți să ajungi până la un nivel. Cine te-a ajutat cel mai mult? M-au ajutat prieteni și nu, sunt mai mulți, n-aș vrea să le dau nume, dar da, m-au ajutat niște prieteni care au fost alături de mine de la punctul zero și până acum. Și care, sigur, în orice proiect nu uiți. Nu lipsesc. Da, nu lipsesc. Pentru că au fost alături de mine atunci când niciunul dintre noi n-aveam nicio perspectivă. Când habar n-aveam cu ce să mănâncă orice. Și îți dai seama că m-am bucurat să-i am alături de mine și, da, prietenii pe care ți-i alegi, pe care ți-i lasă destinul, habar n-am. Care e diferența între a regiza, a spune vocea într-un voice-over sau a scrie scenarii? Diferențele sunt destul de multe și mari, să zic așa. Să luăm pe rând. Păi un scenariu, adică cel mai la îndemână pentru mine este să scriu un scenariu. E și cel mai greu, pentru că te macină mult. Și îți place cel mai mult chestia asta? Da, îmi place cel mai mult să scriu și să concep povești sau să plec de la o poveste reală și să dezvolt puțin. E destul de complicat așa, te macină psihic. Ai momente în care ai inspirație și scrii 3-4 secvențe. Și ai și blocaje. Ai blocaje în care pentru câteva zile nu mai vrei să auzi de nimic, de scenariul acela și te mai gândești la el, cum să întorci, cum să schimbi. Cel mai greu este de scris o secvență cu dialog, în care te stresezi foarte mult să ai bun dialog și bune replici și îți dai seama că de fapt ai scris nu știu câte zile sau te-ai gândit și de fapt toată chestiunea este un minut de film. Și e așa frustrant într-un fel. Dar e frumos să creezi și ai un sentiment așa de împlinire când scrii ceva și când știi că e autentic, e al tău, nu e copiat de pe nu știu unde. La voice-over e interesant pentru că intri într-un personaj mai bun sau mai nebun, dar ține de tine, iar ca și la scenariu, ține de tine, de cât de bine poți să-ți folosești talentul pe care l-ai și abilitatea de a te juca cu vocea ta. De exemplu, am avut proiecte în care am avut de interpretat în aceeași structură două personaje diferite. Și era povestitorul care totdeauna avea voce așa foarte moale și foarte... Și era un însfăpăiat care avea voce subțire. Și era foarte interesant să schimbi, că nu poți să le tragi neapărat separat, pentru că atunci nu mai e dinamica aceea din replici, știi? Și atunci trebuie să ai butonul ăla de switch în care ești ba sus, vocea ba jos. A fost interesant, dar pentru mine a fost super provocator, dar depinde de tine. Acum când mergem la regie, acolo e mai complicat, pentru că trebuie să gestionezi mai multe situații, mai multe persoane, și e oarecum trebuie să folosești pe lângă talent și latura asta umană, cum gestionezi mai multe persoane, cum gestionezi un context, cum adaptezi la scenariu anumite lucruri care poate nu se pot realiza așa cum le-ai vrut tu. Cred că e cea mai grea parte pentru mine, cred că este regia, că sunt multe, foarte multe lucruri de gestionat acolo, dar... Care ar fi cel mai important aspect când colaborezi cu... Sunt două aspecte. Unul este aspectul ce ține de latura umană, adică cum reușești să-ți gestionezi și coagulezi echipa, că e foarte important și oamenii să se simtă în largul lor cu tine, să se simtă liberi, lejeri, nu foarte constrânși, dar desigur în mod profesionist să poți să duci la capăt secvența și asta e foarte important pentru mine și întotdeauna am grijă cu oamenii să se simtă destinși și lejeri și să nu fiu acel tip de regizor care te am pentru 3 ore, execuz tot ce zic eu, nu mă interesează. Sunt foarte maleabil în general și deschis la lucrurile astea și apoi din punct de vedere profesional, să zic așa, să se respecte scenariul. Nu prea plac când se parafrazează lucruri sau desigur că sunt deschis întotdeauna dacă un actor sau o actriță vrea să-mi spună o chestiune ce ține de personajul ei, uite aici poate ar
ar fi bine să zic și expresia asta, dar când dau seama că oamenii vor chestia asta doar când au învățat textul, atunci, da, mă enervez un pic, dar nu prea mă manifest. Însă, da, din punct de vedere profesional, cred că asta ar fi cea mai, la nivelul nostru, cea mai mare provocare, să știm textul, să-l respectăm și să știm că fiecare știe ce are de făcut. Și cea mai provocatoare experiență pe care ai avut-o în acest domeniu? Toate proiectele mele au fost o provocare destul de mare, pentru că la fiecare proiect m-am întâlnit cu alte probleme. Lucruri, da, cu alte probleme, da. Când credeam că la primul proiect am rezolvat anumite probleme, la al doilea, pentru că au fost mai multe personaje sau secvențe cu oameni mai mulți, am dat de alte probleme sau așa mai departe. Și am făcut și greșeli, îți dai seama că am făcut o groază de greșeli, însă am învățat din ele. Provocările sunt, deci la nivelul nostru, unde lucrez foarte mult și în principal cu, nu cu amatori, dar cu oameni care îți vin așa mai mult din prietenie sau care nu au un contract și că n-au sume în contract, e destul de complicat cu unii. Unii, cuvântul pentru ei cuvânt, vin, își fac treaba așa cum au promis, cu alții e mai complicat. Da? Și aici trebuie să te gândești. Întotdeauna cred că cea mai mare provocare a mea din toate proiectele mele, iată trei deja, a fost să-mi aleg mult mai înțelept la fiecare proiect echipa. Însă nu întotdeauna am reușit, și vorba aia, crești de la proiect la proiect, crești în anumite aspecte, dar poate în asta de multe ori mă lupt, știi? Sunt două tipuri de oameni, oamenii care sunt orientați pe oameni și oamenii care sunt orientați pe proiect, adică nu mă interesează cum dau eu sau cum, ce om, dacă nu și-a făcut treaba, zboară, vine altul pentru binele proiectului, iar eu de multe ori prin personalitatea mea așa mai prietenoasă, sunt orientat spre oameni și tind să trag de ei chiar dacă mulți îmi spun, măi, nu merge. Dar poate, hai să vedem, și într-un final îmi dau seama, da, nu merge, na, scuză-mă pentru toate aceste 3-4 săptămâni sau luni în care tot am crezut că merge, știi? Aici cred că mai avem reglaje fine de făcut, cel puțin în perspectiva mea, da. Vreo poveste din spatele culiselor pe care vrea să ne împărtășești? Sunt multe. Sunt multe povești, nu știu, ne-a prins ploaia la un moment dat pe toți și n-a apucat să intrăm în mașini, așa o ploaie de vară a fost, încât am fost absolut devastați tot de ploaia aceea. Țin minte și acum că avem poze și filmulețe în care ne grăbeam cu toată aparatura și toate nebunile la mașini și eram vai de noi. O altă întâmplare recent în care unul dintre oamenii care trebuia să filmeze a mers la altă locație care era la vreo 15 km distanță, că s-a întâmplat așa un scurt circuit în comunicare, certuri care mai sunt pe platou, dar îmbrățișări după. Cum le gestionezi? Nu știu, complicat de multe ori. Că nu sunt o persoană conflictuală, știi, îmi place totdeauna să împac oamenii, le gestionez complicat de multe ori, pentru că, adică complicat din punctul meu de vedere și al trăirilor interne, că în rest nu prea mă manifest și nu-mi place să, pentru că dacă ești nervos pe platou, mai ales în contextul în care lucrezi și cu mulți începători, ei se decuplează de la ce au de făcut și sunt oarecum stresați la ce faci tu sau da. Cât de mult ridici tonul, încerc să le gestionez calm și încerc întotdeauna să păstrez un echilibru. Nu întotdeauna reușesc, dar încerc. Asta există vreun regizor sau scenarist care te-a influențat în mod deosebit? În mod evident, unul dintre preferații mei, dacă nu cel mai îndrăgit, este Quentin Tarantino, da. Care și latura asta profesională super dezvoltată și este foarte capabil, este și un lider, e un tip feroce așa, dar are și nebunia asta de a face, de a crea și chestii fictive și lucruri care țin de poate o întâmplare reală și de acolo dezvoltă, dar îmi place foarte mult de el și cred că da, Quentin Tarantino ar fi pentru mine numărul 1. Și care ar fi cel mai preferat proiect pe care l-a făcut el sau? Mie mi-a plăcut foarte mult Inglourious Basterds, mi-a plăcut, poveste pur fictivă, dar ideea foarte bună. Pulp Fiction, care a fost unul dintre
primele lui filme și, desigur, cel pe care el îl, într-un interviu recent, a spus că, într-adevăr, dacă ar fi să facă o retrospectivă sau să se uite în urmă, cel mai bun film al lui din toate timpurile, zice el și cred că, dar e unul dintre preferatele mele, este Once Upon a Time in Hollywood, cel mai recent film al lui, cu Margot Robbie, cu Leo DiCaprio, cu Brad Pitt, da. Și e așa, e când te uiți la el și vorbește, știi că nu e cu toate țiglele pe casă, știi? Trebuie să-mi trec pe listă. Da, da, da. E greu și de lucrat cu el, dar mai sunt, are o groază de filme, Django Unchained cu Jamie Foxx și cu Samuel L. Jackson, deci multe filme grele. Da, și îmi place foarte mult de ele, îmi place și din România, nu pot să spun că nu, îmi place Mungiu, îmi place latura asta lui de mai grea, mai depresiv, așa. Da, sunt oameni sau regizori, Stephen King și alții care la care întotdeauna mă uit cu admirație și încerc să nu să copiez, că nu-mi place să copiez. Să te inspir. Să mă inspir, poate să văd perspectiva lor, să, pentru că sunt înclinat și eu cu latura asta supranaturală întotdeauna să o inserez în film și nu e ușor să inserez o astfel de chestie. Pentru că e o chestie așa relativă, nu e ceva palpabil, știi? Și atunci... Câte lucruri trebuie să inserezi în film? Am înțeles că sunt anumite standarde, trebuie să inserezi mai multe. Bă, depinde ce vrei să faci cu el. Tot ce ține asta de sfera supranaturală, trebuie să vezi cum o pui în perspectivă pentru a nu intra în categoria unei propagande religioase de orice fel. Deci aici trebuie să fii foarte general cu termenii, nu foarte specific, să nu intri în... În rest, nu sunt foarte multe elemente. Nu... Trebuie să, cel puțin la nivel al limbajului, să ai grijă să nu... nu știu, să nu dezonorezi țara, să n-ai chestiuni care țin de denigrarea țării, ars, steag și nu știu ce mai faci. Și... Sigur, latura estetică, să arate a film, nu a podcast sau a reality show. Da, sunt anumite, poate, cadre mai cinematice pe care trebuie să le inserezi și să dai impresia că totuși e un film, nu e altceva. Și cum vezi evoluția industriei audiovizuale în viitor? Cred că dacă ne se ține lumea asta și lucrurile merg cel puțin pe trendul ăsta care merg acum, nu să regresăm, cred că a fost pe o pantă descendentă mulți ani de zile, dar în ultimii ani, iată, cred că s-a relansat. Și cred că se relansa mult mai puternic dacă nu era pandemia, desigur, dar cred că sunt niște producții destul de bune în România care au chemat oamenii în cinema și care i-au dus. De fapt, la urmă, asta e, că vrem, nu vrem sau ne ascundem sau nu după deget, vrem să ducem oamenii în cinema, de aceea facem film, că vrem să-l arătăm. Mai Quentin, care nu e cu toate țiglele, a zis că el face filme pentru el și toată lumea e invitată. Dar el pentru el le face, da. Se uită ca un dement la ele, non-stop. Deci el e un personaj aparte, dar în general, să fim serioși, facem filmul pentru public. Că din asta vin și bani, că sunt alte facilități și așa mai departe. Dar vrei să-l dai publicului, că de fapt de aia îl faci, nu să-l pui într-un raft acasă, știi? Da. Și da, cred că s-a relansat și cred că vin filme bune din urmă, acum, care sunt în producție, care o să ducă oamenii în cinema. Și când spun un film bun, mă refer la pachetul complet, nu neapărat povestea sau că e comercial sau nu, mă refer la toată producția, dacă sunt alte filme blamate acum, că sunt superficiale și așa mai departe, probabil, din punct de vedere al poveștii pe care poate un spectator o caută, dar har Domnului că sunt și alte producții mai profunde, dar pentru mine sunt producții bune când mă uit la ele din spectrul ăsta larg al tot ce înseamnă o producție, audio, sunet, adică sunet, imagine, actorii, locații, replici, dialog, sunt producții bune. Și la noi în Arad? Da, teoretic. Da, sunt și în Arad, n-aș vrea să dau nume, dar da, sunt lucruri. În Arad se fac lucruri mai mici, dar bune, adică reclame, știu, o companie care produce reclame foarte bune și cu care chiar suntem în negocieri pentru următorul nostru proiect, da, e o companie destul de importantă de tot ce înseamnă imagine și sunet și da, ei au reclame foarte bune, poate că n-au filme, că nu se prea fac în Arad sau lungmetraj, neapărat,
dar încercăm să spargem noi cumva bariera asta, da. Spune-ne de nou proiect. Da, nou proiect e un vis îndepărtat de mulți ani de zile, tot scriu la el. Și e un proiect în care sper să reușim sau prin care sper să reușim să spargem bariera asta pe care am, la care am ajuns noi acum ca și producție mai micuță și sperăm să iasă din tipare. Da, e un proiect personal, un proiect vulnerabil, greu, se numește Hamas, da, și vine de la cuvântul vechi. Niciodată. Nu, de la, ala e altceva, da, e într-o altă limbă. Pe spaniolă, da. Deci Hamas este, vine de la cuvântul vechi ebraic sau aramaic, cum vrei să-l iei, care se traduce prin violență. Da? Da. Și de acolo și celebra, cum îi zice, grupare, da, Hamas și altele care sunt pe violență și așa, dar e un cuvânt vechi, un cuvânt din Orient și l-am ales pentru că mi se părea foarte interesant. E despre violența domestică, da. Și e un film destul de greu, care începe în forță și care te ține acolo pentru că violența domestică e un flagel și în România și mai ales în zona rurală, dar și în lume, hai să fim serioși, da. Că toți se dau civilizați, dar când colo. Și da, e un proiect greu la care am scris de ani de zile și are trei mari elemente structurale, scenariu, povestea sau drama acestui băiețel și a mamei sale care sunt abuzați din punct de vedere fizic și e foarte greu să răzbească și e poveste 100% adevărată. Apoi, al doilea element este povestea de dragoste dintre personajul principal care se îndrăgostește pentru prima oară în viața lui la 40 de ani, pentru că oamenii de genul acesta greu se deschid, greu lasă sentimentele pentru a nu fi răniți. Și al treilea element, desigur, cum așa am obișnuit până acum, e cel supranatural, în care apar niște personalități sau entități dintr-o altă sferă metafizică, unele mai bune, altele cu alte intenții, da. Deci cam asta este pachetul, da. Și este un proiect la care sperăm să începem filmările în septembrie și în octombrie să filmăm a doua parte, că avem nevoie și de ploi și de toate astea, nu suntem la Hollywood să ducem cisterne cu apă, dar încercăm să-l facem, da. Ăsta e cel mai nou proiect și cel mai greu până acum. Și cel mai amplu, nu? Și cel mai amplu, da. Adică vrei să și educi, probabil? Da, vreau să și educ. E amplu pentru că are foarte multe elemente și premisa de la care pleacă, de fapt, este aceasta și asta e și subtitlul filmului, de fapt. Povestea trebuie să fie auzită. De fapt, asta e ideea, că prin povestea asta și alții să fie conștientizați, da? Și încercăm să legăm acest proiect de o campanie națională de conștientizare împotriva violenței domestice, prin școli, prin conferințe de presă, prin anumite ONG-uri care sperăm să ni se alăture din zona de vest, dar și naționale, pentru că, nu știu, am impresia că în ultima vreme, bine, am și fost preocupați de alte lucruri, de război, de pandemie, de alte nebunii, dar violența domestică este în continuare o problemă și mor zeci de mii de copii și de femei anual pe glob, aproape 100 de mii pe an doar din violența domestică, ceea ce este strigător. Terrifiant, la ce, da. Zic eu, da. Ultima statistică spune că undeva la 78 de mii de copii și femei au murit din cauza violenței domestice, deci bătaie până la moarte, adică nu se poate așa ceva. Și trebuie să cumva să conștientizăm lumea că există linii, există asociații, exact. Există unde poți suna, există tot felul de asociații și de ONG-uri care te pot găzdui pentru câtva timp și sunt multe alte, dar știi ce se întâmplă? De fapt, ajungi la un moment în care dacă trăiești într-un astfel de mediu, te dezvolți așa, nu mai poți tu întemeia o familie, iar dacă întemeiezi, tot așa vei fi. Exact. La urmă, urmă. Și mulți, toate astea, cazurile astea despre care vorbim noi și sute de mii de plângeri, sunt doar o parte din ele, pentru că sunt foarte multe în care victimele nu depun plângere. Da? Poate mama n-are serviciu, poate are un copil mic de întreținut, poate doar tata, fiind el așa cum e, are loc de muncă. Unde să pleci? Să mergi pe străzi? Unde scrii copilul? Și sunt foarte multe elemente de genul acesta și am zis povestea asta trebuie să fie auzită într-un final și sper să iasă bine, da. Sigur o să iasă. Da. În afară de proiectul ăsta,
Mai ai alt vis sau idee pentru viitor? Da, desigur. Întotdeauna. Da, niciodată, deci de 10 ani de zile, cred că nu m-am oprit din scris. Efectiv din scris. Depus pe hârtie idei și alte chestiuni. Da, am în plan, îți spun acum că toți suntem așa ca între prieteni, îți spun că am un serial în plan, e scris, primul sezon, 5 episoade. Deja? Da, e în limba engleză însă, e mai complicat, nu știu dacă reușim cu accentul nostru de East European, dar e un proiect, poate îl traduc în românește, cine știe, da. Dar e un proiect strict bazat, e o poveste absolut 100% fictivă și e strict bazat pe lumea supranaturală. Deci este cu îngeri, cu demoni, cu nebunii de astea. Am un gen Lucifer. E mai intens decât Lucifer, dar da, e cu o luptă de fapt pentru supremația orașelor. Știi că în vechime se spunea că fiecare oraș antic avea câte o căpetenie, câte un conducător, care nu era o entitate pământească. Era ori bun, ori rău, dar din altă sferă. Și oarecum am încercat să portretez chestiunea asta într-o luptă pentru un oraș. Adică un oraș e singurul care încă nu are un domnitor în sensul ăsta și atunci e lupta dintre bine și rău acolo. E foarte interesant din punctul meu de vedere, dar normal că sunt subiectiv. Și am în plan un film care, din nou, în afară de serialul acesta pe care l-am scris, care este 100% fictiv și n-are nicio treabă cu realitatea noastră de zi cu zi, tot ce am scris până acum au fost proiecte care au redat într-o mai mică sau mai mare măsură ce s-a întâmplat în viața mea la un moment dat sau anumite experiențe. Deci nu scriu, în afară de serialul acesta, n-am scris nimic 100% fictiv și nici nu o să o fac. Asta a fost așa o nebunie de-a mea, am vrut să văd unde ajung cu el, dar îl lăsăm pe mai încolo. Tot ce am scris și încerc să scriu e din experiența mea și pentru că vorbeam la început de acele două vieți și ați urmări, da, nu știu, pasiunea și visul, filmul pe care vreau să-l fac cândva, sau următorul, are de a face cu a alege între vis și a-ți urmări pasiunea și a avea un loc de muncă stabil în care îți trăiești veacul cum ar veni. Și cred ești la că și acolo. Asta e o problemă foarte mare. Păi e o problemă, mare. Dar și a fost exact. Din nou și experiența mea, că 30 de ani din viață, mă rog, după ce ai terminat școala și vreo 12-13, dacă nu mai bine, am mers pe varianta asta. Lasă, vedem dacă se poate, cade din cer cumva o oportunitate să-ți urmărești visul. Și, drept dovadă, în momentul în care am ales să merg la, să-mi urmăresc visul, am scăzut, din punct de vedere financiar, la o treime din ce câștigam până atunci. Și toată lumea a zis, sunt niște probleme aici sus la mansardă. Și n-a fost ușor, pentru că e important să îți întreții și familia, să ai o stabilitate, da. să construiești, să faci, să treci, nu zic că nu, dar cu ce preț? Toate astea cu amărăciunea pe care o aduni în tine, că n-ai reușit niciodată să, măcar să încerci, să zici, bă, reușesc sau nu, dar vei rămâne totdeauna cu regretul ăsta că n-am încercat, n-am căutat oportunitatea de a-mi urmări pasiunea, visul sau ce o fi. Și atunci, din nou, e izvorât oarecum din experiența mea de viață. Exact, și desigur că despre asta vreau să vorbesc, da. Și mai am și alte lucruri în plan, dar le dăm mai încolo sau ce să zic. Spuneai că ai scris de câți ani în continuu? De vreo 10 ani scriu. Și un blocaj așa, n-ai avut-o? Nu, nu apuc să scriu pe cum am idei. Deci deschizi mai multe. Da, le dau idei la oameni, poate scriu și ei, dar da, mai am un plan foarte tare, o chestie ce o văd în România, vezi că fiecare țară se zice că are cultura proprie și anumit tip de cultură. Uite, de exemplu, vezi ce se întâmplă prin Statele Unite. Statele Unite are cultura, de exemplu, a vinovăției, da? Și în Statele Unite, dacă ai făcut ceva, sau dacă ești acuzat că ai făcut ceva, vezi recent Johnny Depp și alte cazuri, ești eradicat. Până să îți dovedești nevinovăția sau așa. Sau multe alte persoane care au fost sus, dar când au căzut s-a terminat. Se șterge firma, tot, averia, tot. E cultura asta vinovăției. Pe american, dacă l-ai învinovățit cu ceva, se ofensează maxim. La noi,
Na, la noi întotdeauna până la sentința finală, domnule, e nevinovat, până la proba contrarie. În justiție, spuneau aia când ieșeau la, acolo de la DNA și în două luni erau legați, da? La noi însă avem cultura rușinii în România. Deci orice îți faci casa pentru alții să vadă când vin la tine, încerci să pari ceea ce nu ești pentru că nu vrei să pari inferior față de celălalt și ți-e rușine. Copilul trebuie să învețe să nu te facă de rușine. La copil îi spune să nu te facă de rușine sau mi-ai spune, vezi că Eduard a luat 10, tu de ce n-ai reușit? Mai multe chestii. Și încerc cumva să fac chestiunea asta, să pun într-un film, nu știu dacă o să fie satiră sau că nu vreau să-l fac dramă totuși, dar avem cultura asta rușinii și trebuie taxată. Adică nu se poate, nu-mi place când întotdeauna, nu, domnule, eu sunt transparent și întotdeauna am încercat să fiu transparent și să spun ceea ce simt și să fiu ceea ce sunt la urmă urmei, că ce mă ajută, că să-mi iau și eu telefonul lui celălalt, să-mi iau mașina nu știu care, să ce. Cum ai spus tu, cu ce preț? Cu ce preț, da. Și pentru mine asta a fost întotdeauna o provocare, pentru că am dat de oameni care făceau orice pentru a da bine. Mi se pare atât de penibil și atât de ieftin să faci chestiunea asta, știi? Dar când nu ai altceva, probabil asta faci. Și atunci trebuie taxată cumva cultura asta rușinii. Hai să nu mai fim atât de nebuni de a da bine. Uite, și dacă nu dai bine, ce se întâmplă? This is who you are, știi? Vorba aia. Asta sunt. Atât s-a putut. Corect. Deci atunci ce sfat ai să le dai celor care aspiră la această lume, dar se gândesc că e o lume imposibil de atins? Cea mai mare calitate prin care poți să ajungi mai departe, din punctul meu de vedere, atât când am ajuns eu, nu ca și când aș fi cunoscut culmile succesului și vorbesc despre de pe ceva piedestal, cea mai mare calitate este sau rămâne aceea de a fi tu însuți. De a nu încerca să copiezi, de a fi autentic. Asta ar fi una. Și doi, oricât de greu ar părea, nu înceta să-ți urmezi visul, pentru că se întâmplă într-un final. Dar trebuie să faci ceva în sensul ăsta. Nu poți să stai la un loc de muncă pe care îl detești 8 ore pe zi sau 9 ore și în weekend sau când și să aștepți cumva să cadă din cer o oportunitate într-un total alt domeniu cu care tu la momentul respectiv n-ai nicio treabă, nu, dar ți-l dorești. Nu se prea întâmplă. Trebuie să muncești, trebuie să faci schimb lucruri ceva în sensul ăsta, da, și să schimbi. Și chiar câteodată, da, pentru o vreme să o duci și mai rău financiar, dar să știi că, sau să ai încredere în abilitățile tale și apropo de ce vorbeam noi la început, înainte să dăm rec, de confirmări, știi? Da. Pentru că eu întotdeauna am avut ezitări în a urma visul pentru că n-am avut confirmări. Adică pentru mine întotdeauna granița a fost foarte fină dintre pasionat și penibil. Adică n-am vrut să zic, da, sunt pasionat, mamă, ăsta trăiește, dar e penibil acolo, adică nu poate să... Vrei radio, dar tu nu poți să zici două vorbe. Și când am avut prima emisiune, nu pot să spun. Bună ziua, sunt Ovidiu Naghi. Dacă eu eram locul ascultător, ziceam, bă, dar ăsta moare în direct. Ăsta nu-i pasionat de nimic, lăsați-l, adică fac accident. A fost greu, n-a fost, pentru că îți oprimi sentimentele alea, tu în mod natural ești lejer, dar exact. Când ajungi acolo, ceva se întâmplă, știi? Închizi, da. Te închizi, dar tu trebuie să fii întotdeauna tu și să treci peste asta, pentru că la urmă urmei, dacă stăm la microfon și vorbim, trebuie să inspirăm pe oameni. Și asta e important, ca oamenii de acasă să, și îți spun, apropo de discuția noastră și de, nu o să dau nume, dar de persoana care a acceptat să joace în următorul nostru proiect în Hamas, dar este una dintre cele mai mari actrițe din toate timpurile din România. Când am plecat de la discuția cu ea, păi deci puteam să mut munții, înțelegi? Vinea cineva, trebuie să muți un camion. Ține telefonul, nicio problemă. Adică pleci atât de inspirat de la astfel de persoane și cred că asta e și menirea noastră prin tot ceea ce facem, cumva să inspirăm, mai să poate. A fost cumva pentru tine o confirmare că acea actriță ți-a confirmat că faci o treabă bună? Da și nu, dar mai mult da. Adică știam deja că scriu bine și știam că există, întotdeauna eu vreau să fiu perceput așa. Mai bine cineva îmi spune, măi, ai avut idei bune, dar poate n-ai avut un buget la dispoziție ca să faci sau să execuți ceea ce ți-ai propus, decât să zică, ai avut bugetul ăsta, ai avut 200.000 de euro pe mână și ai făcut nimic sau n-ai realizat mare lucru. Mai bine așa. Să zică că ideea e bună, da. Pentru că idei întotdeauna vei avea sau voi avea dacă mintea mă va ține și mai devreme sau mai târziu, după 1, 2, 3, 5 proiecte mici, vine acel, cum zic americanii, big break, acea
nu știu, acel proiect care îți va da aripi cu adevărat, ci el va veni dacă ai idei și dacă îți aștepți timpul. Pe lângă, sau versus, dacă întotdeauna ai bani, dar întotdeauna idei nu. Că auzeam recent pe nu știu cine care își tot căuta scenarist, că are toate resursele, actori, bani, așa, dar locații tot, dar n-are o poveste. Și a fost trist așa, într-un fel, pentru mine, că bani, într-un final, poate faci, dar dacă nu ai idei și dacă nu ai mintea în direcția asta, nu știu, și de aia nu scriu pentru alții. Am primit două oferte să scriu pentru altcineva. Ai refuzat? Am refuzat, da. Am refuzat și una chiar era pe o sumă bună, foarte bună. Mm. Și am refuzat pentru că nu scriu la comandă și nu scriu lucruri pe care nu le simt. Alții au abilitatea asta, foarte bine, bravo lor, să meargă înainte. Dar eu întotdeauna mi-am promis că o să rămân sincer și autentic cu ceea ce vreau să fac. Adică niciodată nu vreau să fac un proiect pentru bani, știi? Adică pe care nu-l simt. Să scriu la comandă pentru cineva o poveste de nu știu ce și eu să nu mă identific nici măcar 1% cu chestiunea asta. Mi se pare doar o chestie de mercenari, iar nu fac. Nu. Și mă bucur că n-am căzut pradă ispitei de genul ăsta. Cu respect, desigur, și nu cu o atitudine de superioritate, că nu mă caracterizează, dar am refuzat și prefer să mă concentrez pe proiectele mele și oarecum parte din viața mea e în proiectele respective. Așa că chase your dream, da. Urmărește-ți. Care ar fi cea mai mare satisfacție pe care ai avut-o până acum în domeniul ăsta? Că am reușit să transmit mesajul pe care mi l-am dorit întotdeauna. Ai văzut, în filmele mele încerc ca omul să plece la final cu o idee foarte specifică și practică. Și despre asta e vorba în proiectele mele, despre a transmite un mesaj. Uite, se poate sau uite, așa nu, cum a fost Anturaj, care da. A fost un exemplu de așa nu, pentru că uite unde ajungi. La fel și la pierdut, mesajul este foarte clar la final și de speranță, de optimism, de ok, ai trecut prin asta, dar există viață după tragedie. Da. Aveam o bluză cu Life Moves Forward, da? Da. Viața merge înainte, dar n-am vrut să vin cu mesaje de tot felul. Da. E... Despre asta e vorba la mine și întotdeauna că reușesc să pun pe picioare un proiect, mă bucur că pot transmite un mesaj pe care eu mi l-am propus către public, să plece omul cu o chestie specifică acasă. Și în încheiere ne poți spune cum gestionezi echilibru între viața personală și... E un mit... Și da? Nu este o realitate, nu. Există, deci asta cu work balance-ul e o, nu știu, sună bine, dar e o chestie total ireală și irelevantă. Nu există așa ceva, nu se poate. În momentul în care ai un proiect de film, știi că familia ți este neglijată în proporție de 80%. N-ai cum, pentru că ești acolo, all in. Cred că există etape sau sezoane, pe cum vrei să le numești, în care am un sezon de 2-3 luni aglomerat cu un film, după care contrabalansez puțin cu statul mai mult acasă cu familia, după iar vine un alt proiect și tot așa. Dacă încerci să fugi de pe platou repede acasă și tot cu gândul, nu poți. Trebuie să te deconectezi, dar cele mai mari provocări pe care le-am avut întotdeauna cu filme au fost cu familia. Ba s-a întâmplat ceva, ba micuțul, nu știu ce, ba... Că tot timpul se întâmplă așa, știi? Și atunci trebuie să cumva să te deconectezi, să pleci cu gândul la ce am de făcut. Da, spunea cineva, am văzut recent, într-un podcast vis-a-vis de relații și spunea că nu există să fie... Să dea și femeia și bărbatul 50-50. Într-o lună dă 1-30, 1-70, adică se balansează, da. Cum ai spus tu. Și perfect plauzibilă chestia asta dacă cei doi convin. Dacă unul dintre ei totdeauna zice eu mi-am făcut 50, vreau să văd 50-ul tău și ăla ajunge la 35, nu e bine, știi, că scoți ochii unui altuia. Dar dacă accepți că există sezoane în viața ta și uite aici 2 luni pentru familie, pentru film, pentru nu știu ce, poți să le balancezi, dar în același timp sau nu în aceea poate, zi, mi se pare utopic. Pentru că nu e real. Și dacă lucrezi 8 ore și vii acasă, na, poate că dacă ai un job de ăsta sau un loc de muncă în care vii 8 ore și la muncă și după aia vii acasă, nu mai pleci niciunde. Nu mai ai nicio altă perspectivă sau altă preocupare în afară de familie. Și ea la fel sau el sunt la fel ca și loc de muncă. Poate atunci da, dar sunt cazuri și cazuri, dar în cele mai multe cazuri în care vrei să faci ceva... Exact, trebuie să te implici. Da, trebuie să te implici, da. Și mai ales în lumea asta filmului, care implică și deplasări,
filmări lungi, dimineața, seara, depinde, pe întuneric, ai nevoie de întuneric, după aia începe nebunia cu lansarea, du-te, azi în Arad, în Timișoara, vorba aia, toată țara, da. Deși e o vorbă tristă, nu e simplu, știi, atunci familia mai mult pe video, second plan. Pe video call, știi, da. Dar după aceea îți găsești niște breșe intenționate în program și în orar ca să mai petreci cu familia, știi? Sau... Deci ai găsit, ăsta e echilibru tău. N-aș putea să spun că l-am găsit, dar încerc așa cumva să contrabalansez. Am perioade când sunt acasă și atunci, da, stau cu familia și sunt babysitter cu Marcus și mă ocup de el de la A la Z. Da, și, dar nu pot să zic că am găsit echilibru perfect. Poate că dacă stau să trag linie, nu e chiar perfect, dar cumva încerc să ne descurcăm. E atras fiul tău de lumea aceasta. Da și nu, nu știu. Da și nu. Oricum are personalitatea mea, asta e clar. Da, pe creație, pe o persoană sociabilă, n-are problemă cu asta. A și jucat într-un proiect, da? Micuț, da, la un moment dat, al meu. A apărut așa câteva secunde. El e un tip foarte, un băiețel foarte, nu știu, energic și expansiv și așa, dar deocamdată nu are asta cu nu-i plac pozele, nu, nu. Dar în rest, dacă se întâlnește cu tine și chiar dacă nu te cunoaște, îți povestește tot ce vrei și nu vrei. Dar, da, deocamdată, și când zice poezii sau alte chestii pentru serbare, e foarte, intră așa într-un personaj, îmi place de el, dar când ai ridicat o cameră sau un telefon, nu, 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 nu. Ți-ar ești... place să intre în lumea asta? Da, mi-ar place foarte mult, dacă ar vrea, l-aș susține, pentru că, na, cred că are ce trebuie, știi, dar vom vedea, depinde de el, oricum. Îți mulțumim, Ovi, că ai acceptat invitația. Mulțumesc cu drag, vă felicit încă o dată, mulțumim, Doamne ajută. Frumos și mulțumim că ne-ai împărtășit din experiența cu drag, ta. Cu drag. Mulțumim. Mulțumesc și eu.